Salutare, dragi tovară, și se pare că am început să fac spam de videoclipuri cu WWE, se pare, da? Văd că vă plac, cel puțin 3 din vreo 5 sau 6 câte am filmate până acum, v-au plăcut din astea postate. E bine, după cum vedeți și din titlu, am creat una bucată superstar care nu face parte din... cum să spun? Din cercul acesta de youtuberi, mai mult cântăreți și prezentator TV, adică Chelu. Acum să mă gândesc, hai să nu pun unul cu unul, că vreau să fac un match și mai mulți. Dar nu știu ce mai să fac. De fapt, cred că... știu cum fac. Six man. Facem așa un Elimination Chamber. Pac. Și vom face un meci pentru titlul ca să găsim un nou campion. Acum să alegem superstarului. Vom juca cu superstarul cine l-am creat astăzi, pe domnul Chelu. Și vom intra și primi în meci pentru că suntem smart 2. Stai că mereu greșesc pe aici. Fratele Echo. Quick. Zappy. Și... să mă gândesc acum pe cine să mai bag din custom-uri. Ori pe Nelson, ori pe Sesu. Păi avem deja doi membri bazooka. Hai să-l băgăm pe Nelson. Și acum să selectăm o centură și băgăm cu centura WWE, care este a fratelui Echo. Și așa, mi-era că n-am selectat arena potrivită. Bun, o să fie un adevărat derby. Chelu contra... aoleu, mi-am pus piciorul pe... picior de la scaun pe degetul de la picior. Aoleu, ce nașpa e senzația. Da, bine că n-am făcut rage quit sau ceva acum să vă sparg urechile, să țip. Sau poate eu chiar țip acum, dar am dat volumul, l-a editat foarte încet. Aia, la cât de bună și eu l-a editat... mamă, ce mi-am pus... ce mi-am pus piciorul de la scaun pe deget. Rip degetul meu de la picior. Rip. Lăsați acum un comentariu cu rip dacă vedeți partea asta. Bun, dacă s-ar încărca... mi se bâlbuie limba. Dacă s-ar încărca și mai repede joculetele, ăsta ar fi genial. Deci avem cam vreo 3 cântăreți, ca să zic așa. 2-3 cântăreți. Mă rog. Bă, dar toți ăștia de aici văd că sunt grași. Mai puțin... mai puțin Zappy, care, pe care l-am făcut mai musculos, deși cred că mai bine îl făceam și pe ăsta gras cu Albert Arso, că nu scapă de el deloc. Mă rog, acum vreo de ani era mai slăbu și mai, da bine, era și creștere pe atunci. Acum cred că o să înceapă să se îngrașe cum s-a îngrășat și Codrin, că i s-a oprit creșterea. Și n-am mai pus intrările. Ai mă, și voiam să îi vedeți intrarea lui Chelu. Și se pare că primul cu care ne batem aici este Quick, un alt Chelios. Și încercăm un small pack, se pare. 1, 2, am încercat, dar văd că degeaba. Mă, da, trebuia să fi pus alte ghetele ăsta, astea sunt nașpa, se văd ciudat. Și, nu ți iese așa ușor. Și, poac, picior în piept și încă un picior în piept. Quick n-are nicio șansă împotriva lui Chelu, din câte se pare. Mamă, ce picior aici. Hai să ne suim pe coarda a doua și să sărim pe el. Opa. Deja o să te-am făcut aici. Face și un taunt, iar arătăm așa. Mamă, publicul se pare că este în extaz. Numără aici. Opa. I-am întors aici la fix. Și mamă, ce m-a prins aici. Ia mă, cine intra cu Maring? Intra Nelson Mondialu. Și nu mai am ce să întorc aici. Ia mă, se bat ăștia doi cu mine. Oh, ba nu, sare Quick pe Nelson. Se pare că este de partea mea. Chelios la Chelios trage. Mă rog, și Nelson cam are chelie, dar la ele chelie naturală, nu ras în cap. Hai, vino cu acea Nelson. Suplex. Stai mă jos, Quick. Mă, da, iau pe ăștia la șut în ultimul hal. Bine, am pus și... hai că încerci cu ăsta un small pack.
Dar văd că iese. Și bun, că am întors aici. Hai că vine fratele Concoace. Can sustain at this point. Looks to me like he's wishing he was back in his pod. At least in there he was safe from the beat. Ah, atunci dau semnătura pe quick. Hai că dau cu elbow-ul aici. Fratele Eco, vino încoace. Ia vino încoace la nenea Chelu. Și stunner. Hai să încercăm aici un pin, dar degeaba l-am dat. Finisher-ul. Ce ziceam? Bun, Eco ieși afară din ring și opa, ne întoarce asta. Mamă, ce aici? Băi, sfărmă capul lui Quick. Aolo, ce-a făcut. Too fast. Aolo, ce-mi face aici Eco? Bă, dar Eco e invincibil, din câte se pare. Mamă, vine aici un om cu greutate. Mamă, ce close line agresiv mi-a dat. Ok, văd că am avut lag o secundă. Se cam umple ring-ul, da? Bine, dacă l-avem aici pe Codrin, chiar că se umple. Vă bateți aici? E, stați că eu mă o să fac un taunt atunci. Mă, ce mi-a întors aici Nelson. Ok, iar am avut lag o secundă. Începe să mi se pună praf pe procesul în te văd. Quick, ieși din ring. A, nu l-am scos din ring. Păi ieși din ring atunci. Stai acolo. Oh, hai pe Zappi. Mă, mi-a întors aici. Mi-a întors semnătura Zappi. Se aruncă pe mine, ce face? Ne face taunt doar. Nu sare pe Nelson, ba da, o, ce l-a aruncat. Mă duc după Quick atunci. Nu prea vă legătura, numai YouTuber pe aici și apare Chelo aici să strice distracția. Da, am văzut un comentariu mișto în care zicea să-l fac pe Chelo. Contra nu mai știu cui. Parcă contra lui Sesu, da? Mai bine îl fac așa, într-un meci pentru titlul WWE Elimination Chamber. De ce dracu am avut impresia că am făcut semnătură, nu știu. Ah, ba, am făcut semnătură. Atunci, deci un loot express. Na, na, na. Na. Hai să-l pundesc aici pentru stunner pe Quick. E terminat săracul, nu mai poate. Și stunner. Hai cu pinul. Și l-am scos pe Quick. Și acum văd că mă bat singur. Mă bat singur, nu am cu cine să mă bat. A, uite-l pe fratele Eco, vino încoace. Ce pin a pus acolo, n-am văzut ce manevră i-o dat Zappi lui Codrin, ăla chiar că e main event. Stai, stai, vreau să văd asta, îi dă pedigree? Mă, i-a dat pedigree lui Codrin. Îți scuze dacă ăsta o fi, vreau să văd partea asta, ia. Îl scoate aici Zappi pe Codrin? A ieșit Codrin. Ma, se ține bine grasul. Popa Porum, vreau să-l văd pe ăsta. Hai să vedem ce face. Elimină pe Nelson. L-a eliminat, bun. Oh, m-a prins ăsta în manevră, văd. De aici un Irish Whip Eco și... O întoarce frumoasă. Mă, ce mi-a întors aici Eco? Bun.
some serious pain here. Hai să-i dau și lui Echo o semnătură. Ia de aici elbow. Cercăm cu un pin. Hai să-i mai dăm puțin momentum. Sau am eliminat campionul. Mă, l-am scos pe Echo cu elbow-ul ăla doar. Hai să văd ce fac ăștia doi aici. Zapi cu Codrin, cred că preferații voștri. Ia, mă bagă Codrin în ring. Hai să te văd, Codrine. Cum poți întoarce asta? N-ai întors-o. Și rămâne Zappi aici să-l bat în șpel. Oh, dar fac lege aici cu Chelu. Bine, i-am dat și overall mare. Ce-i drept? Adică nu i-am dat overall mare, dar am stat și mă gândit, bă, omul ăsta e om mare. Deci am pune pinul Zappi. Ce faci, mă, Zappi? Hai că văd că e cât de cât de la egal la egal aici. Ce vreau zic? Cam dintre toți wrestlerii creați ăștia, mă rog. În afară de ăla, primul ce l-am creat eu, Nightmare, ăla n-ai imaginar, nu-i pe bune. În rest, ăștia oameni pe bune ce i-am creat eu, cam ăsta ar avea cel mai mare overall și mi se pare și normal. Mă, e o mare, are peste 30 de ani, 40 cât o avea. Normal că-l fac pe ăsta mai periculos așa decât un puștean de 20. Ați dat cu capul de peretele cuștii. Opa! Mi-a întors aici Zappi. Butterfly suplex. Too fast, nu-i bine. Eu nu mai am reverse-uri și nu-i bine. Ia-l fac, pachete. Am rumațele aici. Hai să fac un taunt. Nu, eu voiam să mă sui pe ring să fac un taunt, da? Ia, se suie ăsta, hai că se suie, urcă. Mă, cât a pumnul. Și loot express. Ești din ring. Hai să-i pregătesc cu noi MG. Nu știu dacă pot să rup celula, dar o să încerc. Tubul ăsta ce-o fi. Ia, mi-a întors aici Zappi. Na, văd că am primit și mesaj pe Steam, deși jocul nu l-am pe Steam. Am lăsat-o să te împonii că m-am jucat CSGO mai devreme. Hai mă, n-am o MG, moment. Văd că nu, ia să mă uit aici să văd. Deci, TV Monitor Spear, Breaker Box Spear și o MG momentul ce mai are Stone Cold. Mă rog, i-a făcut după Stone Cold Chelu. Văd că nu mai are. Opa, mi-a întors aici Zappi. Spine Buster. Pregătește finisher-ul. Na că i-am întors. Treci ring acum. Hai să încheiem aici meciul. Vino la nenea Chelu. Și stunner. Ăsta-i finalul. Și noul campion WWE Chelu, se pare. Prima reluare n-am înțeles-o. Avem aici un stunner frumos.
Alterior ce n-am înțeles-o, aici un loot express. Un stunner aici pe quick. Nu zice in the new WWE champion, ce naiba. La față nu seamnă deloc ăsta cu chelul, să-mi bag picioarele. Da, nu seamănă deloc cu Chielu. Cam atât și cu acest episod. Lăsați-mi comentarii cu cine mai, cu ce oameni vreți să mai joc, pe cine mai vreți să crezi aici în WWE. Și cam atât. În rest, toate cele bune. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.